Bun găsit, prietenii ai fotbalului, continuă meciurile din etapa a doua de Super League de la această oră, tot la Ploiești, unde avem practic meciuri săptămânal, pentru că în continuare Chindia joacă meciurile de acasă la Ploiești. Altfel, după doar două runde, vom avea două echipe cu maximum de puncte în Liga 1. Să vedem dacă rezistă Hermannstadt fără gol primit, dar putem spune... echipă de Liga Secundă, interesant acest atac, primul atac al meciului, caută pasa de acolo și este gol! Golul este validat, gol marcat de Oaspeți după 70 de secunde de la startul partidei. Reușește să deschidă scorul atât de repede, Oroian este acolo cel care a băgat mingea în poartă, o fază încurcată, complicată, care se încheie până la urmă cu golul marcat de Oaspeți, de formația antrenată de Marius Măldărășanu aici la Ploiești. Iată faza în reluare. Nu e offside. Nu e offside. Și Oroian deschide scorul după 70 de secunde de la startul partidului. Acțiunea lui Butean, că tot vorbeam despre el mai devreme, aici în fața fostei sale echipe, unde era împrumutat, repet, Daniel Popa aici în fața porții, cornerul bătut aproape în plasa laterală. Pe final de meci de Shamed, care a egalat ceea ce s-a întâmplat în tur la Chiajna. Bună lovitura de cap și mingea se în poartă celea. Două goluri în 8 minute și jumătate, 9. Înscrie golul egalării din fază fixă celea. Două goluri în Chindia Hermannstadt. Ei bine, și acest gol, să așteptăm câteva zeci de secunde, pentru că golul este, faza este analizată, să nu fi fost ceva neregulamentar acolo. Nu mai avem în Liga 1 nicio echipă fără gol primit. Offside este, și altceva nu are ce să fie, îl scapă pe Celea. Primul gol marcat de Celea în Liga 1. Sigur că n-a jucat neapărat foarte mult în Liga 1. Scurtă perioadă la șep și fundaș. S-a repește minge și Daniel Popa în brațele portarului. Spre Daniel Popa, această pasă, Daniel Popa! Se întoarce, reușește să șuteze din întoarcere, dar portarul bulgar Iliev îl blochează. Cea mai frumoasă fază a meciului, fără de la exceptând golurile. Nu că golurile ar fi fost din calea afară de spectaculoase, dar deci o fază... Fentă, nu, iată-l lasă pe Butean. Fază fixă și lovitura de cap a lui Al-Hassan, dar pe direcție. Portarul Căbuz. Întârzie șutul, e nevoie de preluare, dar mingea trece puțin pe deasupra porții. E clar, o repriză secundă mai bună, mai bună decât prima și mai avem jumătate de oră așa cu prelungiri. Dulca. Oh, ce eroare! Ce eroare! Scoate Iliev! Scoate Iliev acest șut până la urmă destul de slab al lui Atanase. Iată aici faza, da, este, nici nu se uită. Nici nu se uită Bejan. Și reflexul portarului Iliev până la urmă, pentru că nu e vina lui. Dimpotrivă, are două intervenții.